Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la Om Bun. Emisiunea în care discutăm și analizăm multe fapte sociale, istorice, fapte de ale noastre, ale românilor, ale pășcănenilor. Dar astăzi vreau să vorbesc despre un om bun român, de-al nostru, care îl ținem din istorie, și anume Ștefan cel Mare, că tocmai a fost canonizat pe data de 2 iulie. Și la slujba bisericească a fost preamărit în cadrul liturghiei și, uite, un domn, un om de stat român, care a ajuns sfânt. Despre el ce putem vorbi? Știm din cărțile de istorie, câți mai știu din cărțile de istorie, pentru că, cu durere, vă spun că tineretul de astăzi nu prea este interesat de istorie, de parcă nu e istoria poporului lui și parcă nu ar fi vorba despre arborile lui genealogic, despre strămoșii lui, despre vatra lui, despre pământul lui, despre țara lui, despre toate ce țin de ființa lui. Sunt atât de implicați în material să aibă repede, cât mai repede și cât mai mult și cât mai puține eforturi, încât uită, nu este vorba doar de istorie, uită tot trecutul și nu trage niciun învățământ, nu trage nimic folos pentru a obține ceea ce își doresc. Pentru că tot ceea ce dorești să fii este un cumul a tot ceea ce au fost și cei din urmă. Ai tăi, care ți-au dat educație ție. Nu poți să exploatezi bine pământul dacă nu ai dragoste de el. Ori dragostea de pământ, pământul pe care îl ai, chiar și vorbesc pământ nu doar ca grădină, ca țarină, ci ca țară. Nu poți să ai acea dragoste de țară și să te simți mulțumit în țara ta și bucuros și să depui efort în țara ta de cât mai bine să faci pentru tine, rudele tale, familia ta, dar și pentru poporul tău și pe toți cei care sunt mai șmecheruți așa și mai hoți, să-i dai la o parte. Dacă nu ai o educație despre cum s-a întâmplat în trecut, cum au făcut alții înaintași de-a noștri, de-au scăpat de cei răi, indiferent că au fost din exterior sau din interior, și să iei ca modele de viață. Ștefan cel Mare este un model de viață pentru fiecare român, pentru fiecare creștin. Ștefan cel Mare s-a născut în Borzești, un sătuc din Moldova, a domnit, cred că cea mai lungă domnie a oricărui principe sau domn român, în afară de regele Carol I, care l-a depășit cu un an de domnie. Ștefan cel Mare a avut o domnie lungă, de la 1457 la 1504. Erau și poante că a domnit 7 minute, de la 1457 la 1504. Dar astea erau pentru copiii oligofreni, care nu vor să învețe deloc istoria. A avut o domnie foarte lungă. Pentru epoca medievală a țărilor române, acea domnie a fost, și pentru frământările istorice care au fost în vremea lui, domnia a fost ca o piatră de hotar. Lungă, transformatoare pentru toată țara și a fost și ca model
pentru urmașii lui. A fost un om de stat, a fost și un fiind diplomat, dar și un conducător militar foarte bun. Când aceste calități de a lui au reușit să facă din el un om care și-a condus țara sa prin toate intervențiile, prin toate furtunile istoriei de atunci. La fel cum spunea și cronicarul, oare oamenii sunt sub vremuri sau vremurile sunt sub oameni? Ei, vremurile de atunci a țărilor române erau vremuri tulburi. Imperiul Otoman, cu religie islamică, era în expansiune. Deja bătuse la poarta țărilor române, deja țara românească avusese războaie cu acest imperiu, cu poarta, deja așa Moldova începuse un pic o luptă, iar Transilvania sub Iancu de Hunedoara a avut și ea parte ei de război cu Imperiul Otoman. Deja țările române, toate aceste trei țări române care au format România, au avut perioada lor de restriște și au avut la conducere oameni importanți care au știut să păstreze românitatea, credința creștină și au știut să nu se aplece sub marile imperii. Imperiul care era atunci în expansiune fiind Imperiul Otoman. Perioada medievală în care a condus Ștefan cel Mare Moldova, una din cele trei țări române, insistă că una din cele trei țări române, pentru că Moldova este o țară a românilor. Nu cum spune un președinte rusificat sau rus sau oricum, care vorbește mai mult rusa și mai bine rusa decât româna, că Moldova este altceva decât România sau altceva decât parte a României actuale. Moldova este una. Că acum sunt, istoric vorbind, sunt două țări românești, una fiind România și una Republica Moldova, este un fapt, dar este un dat, acum așa este, dar asta nu înseamnă că poporul care trăiește de o parte și de alta a Prutului nu este unul și același popor. Mai cu vicisitudinile istoriei, mai rusificat în partea stângă, mai românizat așa ca limbă în partea dreaptă, dar poporul moldovean nu este un popor separat de poporul român. Ei, și pe vremea lui Ștefan cel Mare au fost greutăți. În primul rând, el din interior a avut probleme și a știut să își consolideze puterea centrală, puterea Domnului și să renunțe foarte diplomat și cu bună judecată la cei care erau trădători. Cronicarul ne vorbește că a fi fost, chiar vreau să citesc de aici, fostau Ștefan Vodă, Grigore Ureche, în Letopisețiu, Țării Moldovei, spune așa, fostau Ștefan Vodă, un om mare de stat, mânios și de grabă vărsat de sânge nevinovat. Deci Ștefan Vodă, un om nu mare de stat. Deci era micuț de statură. Mânios și de grabu a vărsat sânge nevinovat. De multe ori la ospeție a omorat fără județ.
Admiterea era un om întreg la fire, neleneș, și lucrul său îl știa al acoperi și unde nu gândeai, acolo îl aflai. La lucru de războaie meșter, unde era nevoie, însuși se vâra ca văzându-l ai săi să nu se îndepărteze și pentru aceea rar războiul de nu biruia și unde îl biruia, alții nu pierdea nădejdea, știindu-se căzut jos, se ridica deasupra biruitorilor. Cronicarul vrea să arate aici că nu era leneș, din fire nu era leneș, la lucrul său îl știa acoperi și unde nu gândeai, acolo îl aflai. Iar de multe ori la ospeție omura fără județ, înseamnă că își făcuse Ștefan, își făcuse o serie de oameni de încredere unde se putea baza, oameni pe care se putea baza. Iar când mai făcea o specie de strângea marea boierime la acel ospăț, avea destule informații despre boierul care trăda, că era un trădător. Pe vremea aceea nu exista DNA, Curte Supremă de Justiție și alte instituții care sunt acum, Curte Constituțională, erau procese, numai că procesele respective erau în numele Domnului și în numele Domnului de sus. Când voievodul era chemat la proces sau când delega vreun boier să aibă proces pe țarina, pe moșia unde boierul respectiv purta numele Domnului, procesul în sine era un proces după legea creștină de atunci. Erau respectate legile. În spatele sălii de judecată sau jilțului de judecată stătea ori boierul trimis de vodă, care judeca în numele lui vodă, ori domnul sau vodă, dacă judeca, era pe jilț. În spatele lui era icoana cu dreapta judecată, pe care o vedem la intrare în majoritatea bisericilor ortodoxe, în care Domnul nostru Iisus Hristos stă pe scaunul de domnie, de-a dreapta și de-a stânga sunt cei care au ascultat sau nu au ascultat, de-a dreapta fiind oile, cei care vin pe scară în rai și sunt sfinții, cetele îngerești, Maica Domnului, iar în stânga sunt cei pe care îi înhață demonii și balaurul. Astfel că toți oamenii, fiind la judecată, îl vedeau pe domn sau pe boier, îl vedeau ca fiind trimisul lui Dumnezeu din cer. Chiar și cel care făcea judecata era pătruns, nu judeca așa după puterea și după pohta inimii lui, ci era pătruns de semnificația că judecata trebuia să fie dreaptă ca a lui Hristos, pentru că dacă judeca strâmb, cădea imediat în partea demonilor. Astfel că Grigore Ureche, când spune că de grabu vărsa sânge nevinovat, este vorba despre cei boieri care mai trădau din când în când. Iar trădarea pe vremea respectivă se numea hiclenie. Dacă te duceai și trădai interesul țării tale pe la unguri, cum s-a mai întâmplat înainte de bătălia de la Baia, pe la poloni sau pe la turci, păi atunci știai sigur că puteai să fii victimă dacă te chema la un ospăț. Bineînțeles că la ospăț, ospețele domnești, nu puteau lipsi boieri. Cei care lipseau își luau tălpășița și duceau în Polonia sau acolo unde au reușit să trădeze. Nu era ceva de lipsit.
Era un fel de ospețele domnești, era un fel de CSAT de astăzi. Adică domnul la ospăț vorbea cu boierii și despre fapturi, despre treburile cotidiene din țară, despre politica internă, despre politica externă. Avea de împărțit dreapta judecată. Pe plan extern, pe plan intern și-a adus o politică de de consolidare a puterii centrale a domnului. Marea boierime a fost înnoită, trădători au fost de multe ori decapitați și li s-au confiscat averile. Averi care au fost împărțite micii boierini care au urcat pe treapta socială, pe scara socială. Astfel și-a făcut oameni de încredere. A sporit negoțul. Pe plan intern a reușit să își consolideze cetățile de graniță. Cetatea Albă, Chilia, la nord, la Hotin, toate cetățile care păzeau granițele țării, Soroca, erau bine păzite cu garnizoane numeroase. Pe plan extern, politica a fost dusă pe două direcții. Una, susținerea unor domni, unor conducători favorabili în țările mici, vecine. De exemplu, în Țara Românească și în Hanatul Crimeei. A încercat. Iar pe altă direcție a încercat să ducă o politică de alianțe, astfel încât cele trei mari puteri care doreau o hegemonie în Moldova, și mă refer la Polonia, Regatul Ungariei și Imperiul Otoman, a făcut prin diplomația sa, prin tactul său, a încercat să prin această politică de alianțe a încercat să nu permită niciuneia dintre aceste trei mari țări vecine, trei mari puteri, să nu aibă cumva vreo întâietate în stăpânirea Moldovei. Nici Polonia nu a fost hegemon în Moldova, nici Regatul Ungariei, dar nici Imperiul Otoman. A încercat, într-un fel fără succes, obținerea unei alianțe internaționale împotriva Imperiului Otoman, ducând diplomații și relații diplomatice chiar cu Papa sau cu Republica Venețiană. A încercat cumva și cu Regatul Ungariei, cu Regatul Poloniei, a avut trimiși chiar până în Persia. Această relație internațională, acest sistem de relații internaționale și de alianțe internaționale nu a funcționat, pentru că nu depindea de domnul din Moldova, ci de alte centre de putere, și Papa de la Roma căuta ea să aibă alianțele. Regatul Ungariei cu Regatul Poloniei erau într-un fel de rivalități, pe unele poziții, pe altele erau prietene. Pe plan militar, Ștefan și-a consolidat fortificațiile și-a dat seama că trebuie să aibă cetăți puternice. Ne uităm și astăzi, dacă mergem, și vedem Suceava, Hotin, Neamț, cetatea Neamțului, care o avem lângă noi, cetatea Albă, care acum nu mai este nici măcar în Republica Moldova, Orhei, Lăpușna, Hotin, Soroca.
Pe cea de-a doua direcție a încercat să, pe lângă aceste fortificații, a încercat să facă o armată modernă. Din armata Moldovei de atunci, era una dintre armatele moderne din epocă. Steagurile lui a fost așa, o armată formată dintr-o armată mică, boierii care trebuiau să participe mereu cu steagurile lor la luptă, o armată permanentă, dar și armata mare. Aia era formată din mica boierime, din țăranii liberi, care permanent erau chemați anual la oaste pentru a fi pregătiți. Ține minte că una din luptele pe care le-a avut Ștefan cel Mare le-a avut la Vaslui, în tabără, tabăra de antrenament. Era o tabără în care erau instruiți țăranii liberi și răzășii. Acolo, mereu, oamenii veneau cete din sate și erau instruiți. Trebuiau să vină pregătiți pentru luptă, fiecare sat își trimitea flăcăii care erau din satul respectiv, apți de luptă, dar dotați cu suliță, sabie, scut, platoșă și tot ceea ce țineau, călare, cai, tot ceea ce țineau de formarea unei armate. De aceea a avut numeroase victorii, pentru că și-a format această armată de la începuturile domniei până la sfârșiturile domniei, din ce în ce mai bine dotată, chiar și cu arme de foc, cu sânețe sau cu archebuze, dar și cu tunuri. Dar nu acestea erau artileria, deci nu era arma de bază a armatei moldovene de atunci, dar cavaleria era. O cavalerie ușoară, mobilă, cu care se putea lupta. Să nu ne uităm la filmele făcute pe timpul comunismului, în care se spunea că țăranul venea cu toporul, cu furca, cu coasa la luptă. Nu era așa ceva. Dacă se ajungea pe timpul lui Ștefan cel Mare să lupte, Ștefan cel Mare cu o armată făcută din țărani luați de pe câmp, păi atunci ar fi ajuns să fie Moldova cucerită. Țăranul era cel care forma și întreținea armata, era acel corp de meșteșugari care formau cele necesare armatei și dotările armatei. Armele, vitele care trebuiau să producă cele necesare, care trebuiau să transporte tunurile, țăranul era cel care și meșteșugarul din oraș și din sat era cel care forma ghiulelele, săgețile, topoarele de luptă, platoșele, aducea merindea pentru armată, toate cele necesare erau obținute de la țăran și prin munca lui. Nu trebuia țăranul să lupte, ci el trebuia să-și doteze armata necesară. Mica boierime, țăranii liberi, erau, dacă ne uităm la povestea Vrâncioaiei, deci erau cei care formau corpurile de luptă. Ștefan cel Mare nu s-a luptat niciodată cu doi dușmani deodată. Întâi s-a impus în fața pretenției regelui maghiar, de fapt tot român, Matei Corvin, dar era regelul în Ungaria. După Viță, era fiul lui Iancu de Hunedoara. Ajunsese un român pe tronul de la Buda, pe tronul Ungariei. Matei Corvin a încercat să schimbe domnia, a încercat să cucerească Moldova, cumva. Și atunci a fost lupta de la Baia, în 1467, unde Matei Corvin a suferit o grea înfrângere. Și dacă nu era o
trădare din partea unor boieri care aveau cavaleria moldovenească, Matei Corvin cred că și-ar fi lăsat oasele pe la Baia, dar așa a reușit să scape, bineînțeles că de atunci și-a dat seama Ștefan cel Mare că are și trădători prin clanurile boierești de atunci. Apoi s-a luptat cu tătari. În 1469 i-a învins la Lipnic și a purtat, după ce și-a asigurat estul și vestul, era vasal al regelui Poloniei, a putut purta o perioadă lungă de timp lupte cu Imperiul Otoman. A fost celebra luptă de la 1475, din 10 ianuarie, când l-a învins pe Soliman Pașa, Belerbegul Rumeliei, mare conducător, mare general de oști în Imperiul Otoman. Unul din cei mai buni generali, care avea teatru de operațiuni în răspândirea islamului în Europa. Învinsese în peninsula balcanică, stăpânea o zonă importantă din fostul Imperiu Bizantin și căuta cu oștile sale, avusese numai victorii, și el a fost cel care trebuia să supună Moldova. A fost învins. Victoria de la Vaslui a fost cea mai importantă victorie împotriva islamului din acea perioadă. Papa l-a numit atunci pe Ștefan cel Mare atlet al lui Hristos. Unii istorici sunt de părere că aceste lupte au slăbit Moldova. Nu au slăbit-o. Au întărit-o din punct de vedere intern, iar dacă nu ar fi fost aceste victorii, probabil am fi avut foarte multe moschei în Moldova astăzi. Dar după 1476, totuși, Ștefan a fost nevoit să accepte suzeranitatea Imperiului Otoman. Deci cumva să fie vasalul Imperiului Otoman, dar a obținut condiții foarte bune pentru această vasalitate. Deci nu eram cuceriți, ci pur și simplu aveam un protector în sultan. El nu intra și nu hotăra treburile interne ale Moldovei. Dacă am fi fost cuceriți, niciun domn, nicio credință, nicio diferențiere socială nu mai putea fi făcută după principiile și tradițiile românești creștine. Eram țară islamică, dacă am fi fost cuceriți. Pe vremea respectivă, asemănătoare a fost campania lui Skanderbeg din Albania. Numai că după ce principele Skanderbeg al Albaniei a murit, fiii lui n-au reușit să aibă aceleași victorii împotriva trupelor otomane cum a avut tatăl lor, și atunci Albania a căzut sub dominație otomană până când a fost eliberată în epoca modernă. Albania și acum are o majoritate musulmană importantă. Știm din știrile de peste și din istoria de azi, Kosovo cu Albania Mare, luptele care s-au dus cu armata sârbă de acolo. Sârbii sunt ortodoxi minoritari într-un spațiu albanez musulman, cu toate că albanezii au fost creștini înainte de cucerire. Deci putem să vedem
o paralelă să facem, dacă Ștefan cel Mare nu ar fi avut frâiele Moldovei, ce ne-ar fi, cum am fi ajuns noi românii din această parte a continentului. Dar Ștefan cel Mare nu a fost doar un bun conducător de oști și un om politic și un om de stat, ci și un om care a propovăduit cultura. Cultura în Moldova. A făcut foarte multe biserici și prin biserică pe atunci se ținea educația. Școlile erau în cadrul mănăstirilor și în cadrul bisericilor. Școala se învăța, tinerii învățau la biserică. Nu era școala separată de biserică. De aceea, când mai auzim pe unii care spun că, vedeți, la Praga exista universitate, da, bun, dar în cadrul bisericii și în cadrul mănăstirilor erau scrise cărți, erau învățați destul de mulți oameni. Deci și limba latină, și limba greacă, și tot ceea ce ținea de știința vremii. Că noi n-am avut universități ca la Praga, da, nu era în cultura și în stilul specific ortodox să facă universități. Specificul ortodox era altul. Specificul catolic a fost, da, cu o universitate. Universitățile erau acolo unde, de exemplu, la Sorbona, când s-a format universitate pe timpul lui Ludovic al IX-lea, după câte mi-aduc aminte, da, Sorbona a fost universitatea în care se pregăteau în primul rând teologii epocii respective. Și apoi, încet, încet, universitățile și-au făcut un fel de autonomie față de rege sau față de stat și au avut autonomia lor universitară în care, cu timpul, s-au studiat și științele și, pe vremea iluminismului, alte s-au separat total de partea religioasă. Dar nu este istoria noastră specifică, nu numai românilor, ci specifică popoarelor ortodoxe. Popoarele ortodoxe nu au avut genul acesta de dezvoltare a științei. Aș vrea să fac o mică pauză de publicitate și vom discuta, chiar dacă domnia lui Ștefan cel Mare și personalitatea lui este foarte importantă, vom mai discuta un pic și vom exemplifica cu ce este astăzi. Pauză, te rog! Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. Când e gata. Cine era la telefon? Era Nica, dar a zis că nu vine și îmi lasă mie părția. Cosarom. Savurează diferența. Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi. Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă. Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor.
Hagi Gold. Cele mai mari prețuri, cel mai mic comision. Cumpărăm orice fel de aur și argint. Amanetăm bijuterii. Amanetăm autoturisme. Amanetăm ceasuri. Cele mai bune cotații de schimb valutar. MoneyGram, transfer de bani în jurul lumii, la tarife avantajoase. Ne găsiți pe Splanada din Pașcani, la parterul blocului D8 și în zona deal, lângă magazinul Profi. Relații la telefon 0232 720855. Hagi Gold. Dacă vă aflați la școală și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub pupitre, îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma. Cadrul didactic va deschide ușa clasei și se va proteja lângă un perete interior de rezistență. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Apa Vital. Grijă de apă, grijă de oraș. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. Mulți, când a fost canonizat Ștefan cel Mare, au început să vocifereze că de ce să fie sfânt Ștefan cel Mare, pentru că el a avut mai multe soții. Păi a avut trei soții. Pe doamna Evdochia, fiica marelui cneaz de Kiev, pe Maria de Mangop, care se trăgea din neamul împărătesc de la familia imperială bizantină, și pe Maria Voichița, fiica lui Radu cel Frumos. Evdochia a fost fiica lui Simeon, țarul Kiev, țarul, împăratul Kievului, cum spune cronicarul, cu toate că nu era împărat, era cneazul Kievului de atunci. Cu Evdochia, chiar dacă a avut urmași, aceștia nu au supraviețuit. Și Evdochia a murit la scurt timp. Ștefan cel Mare, neavând urmași la tron de la ea, care să-i supraviețuiască. Ori pe vremea aceea, fiecare monarh a vremii trebuia să își asigure continuitatea dinastiei la tron. Și, bineînțeles, trebuiau privite și lucrurile din punct de vedere politic. Și atunci, fiind, uitându-ne la opera lui Iorga, Bizanț după Bizanț, voievozii, domnii țărilor române, erau continuatori ai politicii Imperiului Bizantin. Se vedeau Mircea cel Bătrân, de exemplu, era despot, îl vedem și pictat la Cozia cu vultul bicefal pe genunchii pantalonilor, deci semnul imperial bizantin pe straile unui domn român. Erau continuatori ai ortodoxiei, erau apărători ai ortodoxiei, erau viitorii împărați. Dacă reușeau să facă Imperiul Bizantin din nou, ei erau cei care aveau această misiune: să lupte împotriva păgânului, a islamului, și să continue politica creștină, ortodoxă, așa era în vremea respectivă.
Ori Ștefan cel Mare, a doua soție, a avut-o pe Maria de Mangop, din ramura paleologilor, dar cu Maria nu a avut urmași, nu a avut copii, nu a avut nu a avut niciun urmaș la tron. A fost o căsătorie politică, o căsătorie prin care se continua o alianță cu un principat, cu o zonă din Crimea, cu care Ștefan cel Mare ar fi dorit să aibă o alianță și să fie el continuator, reprezentat și recunoscut de către ceilalți ca un continuator al Imperiului Bizantin și să reușească să ducă această politică. După ce Crimea a picat, această politică nu a mai fost de actualitate. Și pentru că soția nu reușise să-i ofere urmași la tron, căsătoria a fost anulată, a fost de conveniență, de interes politic și a fost desfăcută. Un divorț, adică. Însă, chiar și Xenopol spune în istoria românilor că Ștefan cel Mare s-a cununat cu Maria de Mangop și s-a căsătorit cu Maria de Mangop pentru interese politice și pentru interese de alianță. După divorțul cu Maria de Mangop, s-a căsătorit cu Maria Voichița, cu fiica lui Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Țepeș, și căsătoria avea să dureze până la moartea voievodului. Aceasta i-a făcut și doi copii pe viitorul urmaș la tron, Bogdan al III-lea. Am să vă spun că numele de Bogdan, deci copilul reieșit din căsătoria cu Maria Voichița purta și numele bunicului din Moldova, purta și numele bunicului din Țara Românească. Cumva Ștefan cel Mare dorea prin fiul său, prin Bogdan al III-lea, ca acesta să aibă și moștenire în Moldova și moștenire în Țara Românească. Aceasta a fost, de fapt, și înțelesul cu care a obținut căsătoria cu Maria Voichița. Ea fiind fiica domnului Muntean, rodul pântecelui ei trebuia să aibă moștenire în Țara Românească. Undeva în timp, așa ar fi fost în viziunea marelui conducător moldovean, dusă politica vremii. El este domnul Moldovei prin tată și domnul țării românești prin mamă. Numai că nu au fost așa vremurile, nu s-a reușit această politică de alianță, nu s-a reușit întru totul. Nu au fost vremurile, vorba cronicarului, nu au fost vremurile așa de bune pentru ca să se poată întâmpla. Oamenii au fost sub vremuri și nu vremurile sub oameni. Maria Voichița a mai supraviețuit 7 ani după moartea lui Ștefan cel Mare, până în 1511, și a fost mormântată la Putna. Bineînțeles că Ștefan cel Mare a mai avut și un număr de concubine, cum am putea să le numim acum, Maria Rareș din Hârlău, mama lui Petru Rareș, sau, uite,
de exemplu, Ștefan acustă un fiu nelegitim, nu se știe, nu este cunoscută mama acesteia, dar în epocă, în vreme, se purta un fel de consemn. Boierii de încredere aveau fete sau soții cărora, pentru că era încrederea respectivă și frica de turc, și dacă turcul reușea cumva să cucerească țara Moldovei și ar fi pus mâna pe familia domnitoare, turcii cam așa procedau. Descăpățânau pe domn, pe soție și urmașii, ca nu cumva să rămână cineva care să revendice tronul. Atunci, nescris, era o cutumă prin care oamenii de încredere ofereau fetele lor pentru ca să aibă o ramură de viță domnească în familia lor, de care aveau grijă. Cazul acesta, de exemplu, a fost al lui Petru Rareș, un fiu nelegitim, dar făcut tocmai pentru a fi o rezervă. Un fiu de care știau, aveau cumva înțeles, protejat, că era fiul lui Vodă. Asta era o metodă prin care, în caz de necaz, ca să spunem așa, în caz de cucerirea țării și de prinderea familiei domnitoare și de extirparea ei, cum de exemplu s-a întâmplat la Constantin Brâncoveanu. A fost decapitat Constantin Brâncoveanu împreună cu fiii săi și cu ginerile său. Deci cumva nici pe filieră să nu rămână nimeni urmaș. Așa se proceda în vreme și atunci clasa conducătoare din țările române au procedat la o apărare prin fii nelegitimi, dar recunoscuți, știuți de oamenii ceia de încredere. Vedeți, erau alte mentalități. Ori pentru că Ștefan cel Mare a avut mai multe soții, asta nu înseamnă că nu este sfânt. Cum a protejat credința în România, în Moldova, în zona aceasta de Românie de astăzi? Cum a protejat credința în Moldova, în poporul său? Cum, chiar și prin faptul că se vede, prin faptul că era religios, profund religios și profund creștin, era și ordinele pe care le dădea. Se păstra post 3 zile înainte de fiecare luptă și după. Se comemora. Liturghia era făcută înainte de luptă. Bisericile făcute. Monumentele. Cărțile scrise, banii care s-au dat biserici, sprijinirea de la bisericii de la Muntele Athos, toate acestea au fost făcute cu un devotament față de Hristos, cu un devotament față de Biserica lui Hristos. Pentru că a fost un om care a condus o țară în acele vremuri, au fost făcute judecăți, s-au descăpăținat boieri, s-au descăpăținat trădători, s-au descăpăținat solii ale tătarilor, de exemplu, când a venit solul tătar cu 1000 de o mică armată după el, o mie de oameni după el ca să impresioneze. Ștefan cel Mare nu a fost impresionat. 999 au fost decapitați. La unul singur i s-a tăiat nasul și urechile, limba nu i s-a tăiat ca să poată povesti ceea ce s-a întâmplat. Nu a fost impresionat de grandoarea celor din jur. Dar asta nu înseamnă că nu a fost profund creștin. Legile de atunci au fost respectate.
legile unui stat creștin ortodox de atunci au fost respectate. Și dacă astăzi încă vorbim românește, dacă astăzi ne închinăm cu semnul Sfintei Cruci, aici, în Moldova noastră, și mergem la Voroneț, mergem la Putna, mergem la bisericile din Moldova de ale noastre, este, și nu ne închinăm la Allah sau la altcineva, este că l-am avut pe Ștefan cel Mare atunci, în acea perioadă de restriște, păzitor și ascultător de Hristos. Dacă v-a plăcut această mică emisiune, este mult de vorbit despre Ștefan cel Mare. Sper că nu v-am plictisit. Ar fi bine ca noi astăzi nu doar să comemorăm o dată pe an, pe 2 iulie, la o mică statuie în Pașcani, ci o mai mare statuie, și să-l avem nu doar comemorat o dată pe an și nu doar o lecție mică într-o carte de istorie, nu prin asta am putea. Nu este de ajuns. Nu este de ajuns. Noi ar trebui să ne comportăm sufletește cum se comporta românul de atunci. Avea dragoste de țară, avea dragoste de biserica lui, avea respect de autoritate, dar și autoritatea era făcută cu dreptate. La vremea de atunci se respectau legile țării și stădeau și legi drepte. Că altfel nu-l iubeau răzășii moldoveni pe Ștefan atât de mult și nu-l țineau în comemorare secole după el. Dacă nu ar fi fost un om drept, credincios și demn. O seară frumoasă vă doresc și multă înțelepciune. La revedere!